Salutare hutinașilor și bine v-am găsit la un nou episod cu Brawl Stars. Înainte să începem acest episod, vreau să vă spun tuturor să mergeți pe primul link din descriere către canalul meu secundar, să rupeți acolo butonul de subscribe și să nu uitați și de Instagramul meu, îl aveți acolo, al doilea link din descriere, apăsați acolo follow ca să fiți la curent cu tot ce postez eu și să apăsați aici un like și un subscribe și haideți să îi dăm biceane, să încercăm să dăm niște meciuri cu Poco, pentru că nu am jucat deloc cu el și, adică bine, am jucat offline, cum ar veni, să văd cam despre ce este treaba, dar nu am jucat pe niciun episod și vreau să jucăm puțin tel cu Poco, să facem niște trofee pe el și vreau să strângem Brawl Box-uri și Big Box-uri pentru ca să încercăm să îl prindem pe Carl când o să apară. Deci vreau să strâng cât mai multe Brawl Box-uri, poate cine știe o să îl picăm pe Carl. Ok, și hai să începem. Mi-am luat toate astea star tokenurile și așa mai departe. Mi le-am luat și punctele, bla bla bla. Așa că o să dăm pe gem grab, o să le luăm așa pe rând și o să jucăm pe rând cu Poco să încercăm să câștigăm niște meciane. Hai să vedem. Avem și noi puțin tel noroc sau suntem Riparino? Ok, Anu Barosanu și hai să vedem ce facem. Dacă facem și noi ceva treabă. Nice. Așteptăm să vină acum ăștia pe aici și le dăm direct. Bam, bam, bam. Mamă, ce low e Jesse sau cine n-ai bai? Ba, nu-i Jesse. Au, ce mi-a dat-o în goarnă. Au, alo, pocane, mi-ai dat-o în goarnă. Hai să-i batem pe ăștia acum. Bă, nu-i chiar așa de rău. Momentan e 1-3. Deci e destul de ok. A, da, asta e Jesse și arat, nu știu cine. Ai, bă, ce-mi dă ăla, mă, Poco ăla, mă. Cum stă el acolo în buș, mă, ticălosul, mă. Hai să jucăm și noi în buș. Hai să încercăm și noi să stăm în buș, pentru că... Da, uite-l pe ăsta. Pe pocanul ăsta. Încercăm să-i dăm aici niște damage. Bă, știe să joace destul de bine. Ok, Anu Barsanu, i-am dat acolo niște damage. Hai să-l mai prindem încă o tură. Încă o tură, încă puțin. Bă, nu vine să cred că scap în halul ăsta, mă. Măcar l-am bătut pe ălalalt. Ai, 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 ce mi-a dat acolo. Mamă, ce mi-a dat. Mi-a dat ceva damage. Ok, Anu Barosanu. Momentan, aoleo, ăștia au 7 gemuri, frate. Când naiba au făcut ăștia 7 gemuri? Au, oh, și le-aș pe ăsta și 10. Mamă mia. Hai, dă heal, mă. Mamă, de-l bat pe ăsta aici. Hai, dă-i, 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 dă-i la pocanu. De la pocanu, dați-l la pocanu să nu câștige ăștia. Oh, tot au 10, mă. 3 secunde, nu mai avem timp. Na, rip. L-am pierdut pe meceanul ăsta, nu e nicio problemă. Aia e, mai încercăm pe următorul. Dăm next. Și hai să mai încercăm încă o dată. Minus un trofeu, frate. Mai dăm, nu, 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 nu. Cancel, cancel, nu. Aolo, mă bag iară cu ăștia meci. Bă, trebuia, am dat și eu play again. Hai că e bine, nu-i rău. Trebuia să intru pe un alt match, dar îl avem pe Spike. Oh, tot e bine. Tot e bine pe la, pentru că l-avem pe Spike, nu? Mamă, și de asta ceva de mid aici. Ai, 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 ai. Nu sunt prea bine. Aproape, bun. Putem să dăm un heal. Rapidiano așa, le-am dat un heal. Nice, a pus acolo și tureta. I-am dat acolo la Jesse ceva damage. Oh, și-a murit. Mamă, mi-a lăsat tureta aici. Mă bate tureta. Îi dăm acolo niște damage, ăla-i ticule. Am scăpat de turetă. Nice, Rino. Hopa, hopa, vine Nita. Mamă mia, ce-mi dau ăștia acum? Mi-au dat puțin tel pe cocoașă. O, oh, și-o pus și tureta asta aici. Băga-mi-aș picioreta în ea turetă. Ăla-i ticule. Oh, nu, a murit ăsta al nostru. De ce, frate? Și-o luat ăsta toate alea, nu-mi vine să cred. O lăsat acolo și tureta. Aolo, nu-i bine deloc. Nu-i bine deloc. Oh, mă. Bă, cum m-a bătut, mă. Am crezut că a murit tureta aia, dar mai avea puțin pică viață acolo. Mamă, ce mă enervează aia cu tureta ei. Cred că Jesse e bine să joace aici. Aolo, Barosane. Mă bate cu tureta aia, mă, tot bate. Ia uite, iar o pus tureta. Hai, măi, Spike, fă și tu ceva ca e legendară. Fă și tu ceva cu viața ta. A, mă bate Nita. Mamă, Spike ăsta nu face nimica, frate. Da, deci rip.
Mamă, și aveam atâta bulan la început, puteam să câștigăm easy peasy. Am mai pierdut încă unul, hai că suntem bine cu Poco. Dar nu mă las, frate, până nu câștig, iar am dat. Mă bage cu ăștia, trebuie să dau exit. Ok, nice, am mai făcut niște punctișoare. Și mai dăm încă un play anul. Așa, să nu mă mai bage tot cu aia, pentru că nu prea jucau ei cine știe ce. Ok, bun. Singura chestie e că eu nu pot să mă bag atât de tare și dacă ăștia mei nu se bagă, poate că avem acum Colteanu, ceea ce e destul de bine. Bun, i-am paradit deja. Ăla-i ticule. I-am dat și damage. Nice. Ok, nu trebuia să dau ultimata, dar am jucat-o eu greșit acolo. Bun, bun, bun. Opa, ce faci, mă, frate? Tot a fost pe space și mi dă automat. Hai mă, hai mă, hai mă, hai mă, hai mă. Aolo. Aolo, Jaxano. Hai să dăm un Hylian, l-am dat prea târziu. Mamă, ăla nu moare, ticule. Bulă, ăla nu moare. Ăla-i ticule, l-am bătut și pe ăla, nice. Hai să vedem, mai prindem ceva. Avem 3 gemuri, ceea ce nu-i prea bine. Bun, îl batem și pe ăsta, îi luăm gemurile. Ăla-i ticule, avem 6 gemuri în momentul de față. Ăsta ne ia acum un gem. Bun, îi dăm acolo niște damage. Îl batem, îl batem, ăla-i ticule. Îl batem și pe colteanul ăsta. Aproape. Hai mă, bate-ți-l, ăla-i ticule. Și avem 6 gemuri. Hai că pe ăsta cred că o să-l câștigăm. Dacă avem bulan. Nu știu cât bulan o să avem. Ăla-i, hai că-l batem și pe ăla. Nu l-am mai bătut. Mamă, și-am pierdut toate gemurile. Ia-le, ia-le, ticule. Ăla-i, avem 9 gemuri. Ei au 5. 10 gemuri, frate. Acum trebuie să stau la distanță și să țin gemurile. Ok, ok. Nu trebuia să dau acolo heal-ul, dar din păcate l-am dat. Mama mia. Hai mă, dați-l ăsta, dați-l ăsta, dați-l. Ăla-i ticule. Îl batem și pe ăsta rapidiano. Bun. O ducem bine momentan. Oh, mai este bull-ul ăsta. Dăm aici un heal rapid. Sper să nu-l dea jos cu Olteanu pe ăsta. Hai mă, nu. Ăla-i ticule. Am rezistat 10 secunde. Sau 15 câte sunt. Am făcut și 6 trofee. Deci e bine, nu-i rău. Am câștigat și noi. Mi se pare că e al treilea match. Cred că l-am câștigat pe al treilea. Nice. Măcar oricum facem bănuți pentru Brawl Box-uri. Avem pentru Carl când o să apară. O să încercăm să strângem cât mai multe. Nice, Sărinu, avem deja 71 de bănuți și o să mai facem încă 30 cu siguranță pe episodul ăsta. Dăm pe showdown, hai să încercăm și un showdown. Poate o să-l câștigăm din prima, dar ar domnul să ne iasă și nouă pasența. Hai să vedem. Hai, Pocolino, stai că n-am apăsat pe play. Bun. Cum ar fi să-l câștigăm din prima, frate? Mamă, ar fi beton! Ar fi beton armat! Oh, și-s lângă două persoane. Măcar îmi lasă mie astea. Ok, bun, hai să rino. Așteptăm puțin tel să ni se încarce. Am nevoie de o grămadă de lovituri ca să le dau pe astea jos. Încă două mai trebuie. Așa că o să-mi țin direct la eticule. Bun, și-am făcut direct 2 power-up. Bun, acum ar trebui să stau prin bush, cred. Tot dau cu ei, uite, ăsta aici. Ok, anu Barossa, nu. Bun, încercăm să-l batem. Bun, haide, nu lua suculețul, nu lua. Oh, m-a bătut, frate, a luat suculețul și mi-a dat one shot. Deci one shot mi-a dat cu suculețul. Da, am uitat că aici e suculețul acum, deci trebuie să am mare grijă cu suculețul. N-am câștigat din prima, dar trebuie să câștigăm oricum. Bun, deci trebuie să am mare grijă la suculeț acum. Trebuie să stau pe lângă suculeț. Pentru că dacă l-am luat, i-am paradit pe toți, mai ales că dau AOE destul de mare. AOE însemnând că dau la distanță. Ok, tot aici m-o dat. Deci tot pe astea două le-am. Nice, bun. Ok, anu Barossanu, ăla-i ticule, mai am nevoie de încă 3, cred, mai am încă 2, încă una mai am nevoie, ăla-i ticule, bun,
Și am luat două power up. Bun, acum am nevoie de un suculeț ca să fac treabă. Oh, ăsta are 6. Mama mia, cât are. Ok, bun, bun, bun. Avem aici un Poco. Hai să încercăm să-l batem pe Poco ăsta. Nice. Nice. Încă una, încă una. Încă una. Aolo, Jaxano, că mă bate ăsta, cred. Oh, de mai prind încă una. Nu am nicio șansă. N-am absolut nicio șansă. Da, trebuie să aștept un suculeț sau ceva de genul ăsta. Bulul ăsta cred că mă bate dacă se pune cu mine. Aolo. A luat acolo suculețul. Și avea deja un suculeț și a mai luat unul. Mamă, nu veni după mine, nebunule. Lasă-mă în pace. Oh, nu. De ce? De ce de ăsta după mine, frate? De ce dai după mine, nebunule? Lasă-mă în pace. Ai, 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 ai. Exact din buș a ieșit pe mine, frate. N-avem bulan deloc, frate. Măcar am luat 4 trofee, tot e bine. Da, e destul de greu cu suculețul, sincer să fiu, dar trebuie să câștigăm unul. Trebuie să avem bulanel la suculeț. Dacă prind și eu un suculeț, frate, măcar să fac și eu 2-3 kill-uri, după aceea o să fiu pe bine-s. Aolo, unde m-o dat? Ăsta vine după mine? Nu vine după mine? Ok, mi le lasă mie pe astea două, nice. Asta e destul de bine. Pentru mine, pentru el nu. Hai, hai, hai. Încă 3 mai întrebe. Două, hai, ăla-i ticule. Bun, ne-a luat pe astea două. Nice, Serino. Aolo, cât mi-a dat de mici. Aolo, nu veni după mine, nebuno. Bă, cum mor încolțit ăștia, iară, mă. Mamă, n-am nicio șansă, frate. Minus 2 trofee. Ăsta a fost destul de rău meciul, sincer să fiu. Hai să mai încercăm, nu ne lăsăm, frate. Nu ne lăsăm, ca și pe Gem Grab. Trebuie să câștigăm 1. Dar trebuie să avem noroc la suculeț, sincer să fiu. E mai important suculețul decât orice pe harta asta. Deci power up-ul e așa degeaba, frate. Pe lângă suculeț. Ăsta vrea să vină după mine? Măcar ne luăm și noi un power up. Okeanu Barosanu. Și cred că va trebui să stau și eu la pândă prin buș eventual. Și când îmi apare un suculeț să-l iau. Ăsta e aici, ascuns în bușul ăsta. Da, tu e aici așa. Okeanu Barosanu. Aolo, că îi se face viața. I-a mai dat o bucată. Hai să încercăm să-l batem pe ăsta aici. Bun. Singura problemă e că ăsta are 5. Deci ăsta are 5, ceea ce nu-i prea bine deloc. Încercăm să-i dăm așa puțin tel de mici de la distanță. Vine tot după mine, nebunul. Ceea ce nu-i prea bine. Hai să stăm puțin tel aici, să vedem. Poate prindem un suculeț. Dacă prindem un suculeț pe aici prin apropiere, o să fie bine. Dacă nu, o să fie destul de nașpa. Hai, suculețule, hai, suculețule. Mai sunt încă 3 pe lângă mine în viață. Dă-mi și mie un suculeț aici aproape, te rog. Ai, 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 și am un singur power-up. Fără suculeț sunt mort, frate. Ai, mă, dă-mi un suculeț aici în apropiere. Nu fi mâr la noi. Dă-mi un suculeț, nu fi mâr la noi. Niciun suculeț, frate. Ne băgăm repede în astralt. Trebuie să... Aolo, că ăsta mă știa aici. Aolo, Jaxano. Oh, că și-o dat viață, ce naiba. Stăm aici puțin tel să ne facem viața. Oh, nu, erau 2 aici. Erau 2 aici, sau ce naiba. Habar n-am făcut măcar 7 trofee și am rămas pe nu, pe al doilea loc am ieșit, da. Deci înseamnă că erau 2 acolo și... Nu știu ce s-a întâmplat, unul a murit, habar n-am ce s-a întâmplat. Am făcut măcar ceva trofee, 7 trofee, ceea ce e destul de bine. Dar n-am câștigat, frate. Trebuie să câștig un din ăsta. Să moară Jaxana de nu trebuie să câștig măcar unul. Hai să mai încercăm unul, frate. Trebuie să facem așa onorurile cu Poco să-l câștigăm. Altfel nu se poate, frate. Destul de greu, sincer, cu Poco. Aolo. Aolo, Jaxano. Încercăm să-l batem și pe ăsta. Hai mă, dă-i, dă-i, dă-i.
Bun, mi-am dat ceva viețău. Bă, ce mult dă, mă. Nu. Mamă, cât o dat în mine. Bine, că o luat power-up ăla. Băi, de capul meu. Deci trebuie să stau la distanță mare cu Poco. Altfel n-am nicio șansă, frate. Deci altfel nu am absolut nicio șansă. Dar nu ne lăsăm, nu ne lăsăm. Încă sperăm la un câștig. Nice. Hai să încercăm, frate, încă încercăm. Ok, Anu Barosanu, luăm și noi un power-up. Și sper să prind și un suculeț. Uite aici mai luăm încă două power-up. Sau cel puțin așa sper. Nice, 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 nice. Hai că măcar o să am și eu 3. Aoleo, sper că nu vine ăsta după mine. Ce faci, nebunule? Ce faci, nebunule? Aaaa, mi-a pus ăla acolo, nu pot să cred, frate. Nu pot să cred că ăștia dau totul după mine. Deci n-ai cum, frate, zero trofee. Deci n-ai cum cu Poco să câștigi, să moară Jaxana dacă nu. Mai încercăm încă unul, ăsta e ultimul. Și dacă nu reușesc să câștig nici în meciul ăsta, Ripperino, frate, măcar am câștigat un gem grab. Am ieșit pe locul 2 odată, tot e ok, tot e ok. Deci nu e chiar așa de rău. Aoleu, nu-i bine. Nu-i bine că m-am dus lângă el. Mama mia. Ce să mai dau, frate, că era lângă mine ăsta. Asta nu se pune. Mai încercăm încă unul. Bă, nu vine să cred cât de Ripperino sunt. Cât de Ripperino sunt cu Poco. Deci n-am noroc deloc, frate, să câștig și eu un mecean. Ai. Hai să mergem direct sus de asta. Dăm direct după asta. Nice, măcar o să iau și eu un singur power-up. Hai mă, trebuie să câștig unul. N-are cum, frate, nu se poate să nu câștig. Am luat și eu un power-up. Vine Colteanu direct pe aici. Nice, încercăm să-l batem. Mama mea, cât mi-o dat vere. Și mai venea încă unul de jos. Na, absolut nicio șansă n-am. Deci absolut nicio șansă nu am să câștig cu Poco pe showdown. E super greu, frate. Așa că o să facem în felul următor. Măcar am mai făcut de încă un Brawl Box. O să jucăm un Bounty. Hai să mai băgăm un Bounty. După care o să încheiem. Sper să încheiem așa în glorie cu un win pe Bounty. Pentru că, na, pe showdown e foarte greu cu Poco. Am încercat, dar degeaba. Aici măcar le dau viață. Bine, oricum asta e suport, practic. Pentru că dai viață. Mamă, cum stau toți acolo. Cam noi. Și văd că Shelly îi... Ba, uite că și-o revenit. Stau toți acolo cam noi. Haideți, mărlănoilor! Mărlănoilor! Ce faceți, mărlănoilor? Uite pe ăștia cum se tiră, mă, ei, mă. Mamă, și acolo e Jesse. Da, trebuie să avem mare grijă și Colteanu. Ok, ok. Le dau ceva de mici, dar degeaba. Asta e aici, Colteanu. A, iau 6 steluțe, ceea ce nu-i prea bine. Hopa, 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 vine nebuna asta. Vrea să ne pună pe aici. Din asta, da, uite, turetă. Oh, mă bate cu tureta acum, cred. Sau banu, hai că am avut bulan. Oh, uite și penit aici. Nice, bun, să dăm jos tureta asta. Oh, lăsat și asta ursulețul, ursulianu. Nice, și este tot 6 la 1 pentru ei. Aolo, ce damage îmi dă. Îi dăm acolo puțin tele viață. Unde n-ai băia asta, nu mai e pe aici. Ok, ok, ok. Era Nita pe acolo prin buș, dar s-a tirat. Încercăm să-i dăm niște damage acolo la Coltean. Mamă, l-o luat și pe ăla. Colteanu, ceea ce nu-i prea bine. Ok, Anu Barosanu. Încercăm să îi dăm acolo. Ai, m-a luat și pe mine. Mai sunt încă 10 secunde, deci nu avem nicio șansă. Pe listă pe aici, am înțeles. Vrea să piardă. Ok. Deci nu mai avem absolut nicio șansă. Ne-am luat bătaie, frate. Deci ne-am luat bătaie continuu. Să moară Jaxana dacă nu. Hai să vedem. Minus un trofeu.
Nice, hai că suntem pe bine. Mai dăm încă o dată, trebuie să încheiem în glorie, frate, nu se poate să nu încheiem în glorie. Dar trebuie să joace ceva și ăștia de la mine din echipă, pentru că altfel, na, n-avem ce face. Adică degeaba stau eu să le dau așa de la distanță. Ok, bun. Au din ăștia de apropiere, ceea ce înseamnă că dacă o să dăm de la distanță, ar trebui să cam câștigăm. Ok, dăm acolo mare damage, îl avem pe Bull aici. Mai era cineva pe aici. Ok, Anu Barosanu. Hai mă, Bullule, dă-i și tu, ăla-i ticule. Ăla-i ticule. Dăm și noi ceva damage aici. Bun, hai mă. Aolo, că ne-a bătut pe amândoi. Nu mai aveam... nu mai aveam nicio din asta, niciun auto-atac sau atac sau nu știu cum să-i zic. Dă mai ești ceva damage, ăla-i ticule. Hai mă, dă-i așa niște viață, ăla-i ticule, nice. Te-l pe ăsta aici. Încercăm să-i dăm ceva damage și noi. Aolo, că vine după mine ăsta. Hai că trebuie să avem grijă, imediat ne facem puțin tel heal. Că putem să healuim și noi. Hai, unde sunteți? Unde vă ascundeți? Se ascund ăștia, frate. Bun, a luat și pe ăla, el primo. Bun, ăla-i ticule. Încercăm, degeaba că nu i-am dat heal la ăla. Dar tot a fost bine oricum. Avem 17 puncte noi și 6 ei. Ok, încercăm să-l batem aici pe bullul ăsta. Nu! Nu, nu mai dați după mine! Mamă, nu-i bine că m-o prind și pe mine la cotitura acolo. Ok, 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 trebuie să mergem să-i ținem cu heal-ul. Cam asta este scopul nostru acum. Bun, le-am dat acolo heal-ul. Hai să dăm și noi după el primul ăsta. Amândoi slow. Ok, Anu Barosanu. Ăsta e low. Ăla-i ticule, bun, l-am luat. Și încă 11 secunde. Trebuie să ne ținem de treabă. Nu da după mine, nenea, te rog. Măcar îl batem pe ăsta, bun, îl batem și pe ăsta la alt acolo, am dat heal-ul foarte bine. Ăla-i ticule și am reușit să încheiem în forță. După ce mi-am luat o grămadă de bătaie, măcar am reușit să câștigăm așa pe final. Dacă v-a plăcut episodul Hudinașilor, cam asta a fost, să nu uitați să rupeți butonul de like și de subscribe. Să nu uitați și de Instagramul meu, l-aveți acolo, primul, nu pardon, al doilea link din descriere, pentru că primul este linkul către canalul secundar. Rupeți și acolo butonul de subscribe. Și noi o să ne auzim pe următorul episod. Pa, pa!